Așa, contul meu mare, ăla, cum se numește, mă? Că mi-am făcut atâtea. Ivone Faimoasa, Ivon Faimoasa, pentru cine nu știe să pronunțe. Așa, contul meu mare a fost blocat, da? A fost deblocat pentru că am avut acolo să fac un fel de contestație sau ceva. Am întrebat doar, why? Why? Și ei s-au sesizat ăștia din America că n-am făcut nimic ca să fiu banată permanent. Și mi-au deblocat contul. Acum, aș vrea ca TikTok-ul ăsta să fie distribuit de toți TikTokerii mari care nu dau câte 700 de euro la nu știu cine de la TikTok România ca să baneze conturile altor TikTokeri pe degeaba doar pentru că au boală pe ei, doar pentru că le e frică de ei, că orice ar zice TikTokerii ăia despre ei, gen, că lumea le-ar sări în cap. S-ar pastila ca să, bă, să treacă peste, ar intra în depresie, n-ar mai ieși din casă, pentru că ăștia trăiesc pe internet, da? Eu nu trăiesc pe internet, dar mă ajută la psihicul meu să fac un TikTok, să mă simt bine sau așa. Ăștia mănâncă din TikTok, da? Mănâncă, vă mulg de bani pe live-uri, pe astea, pe astea. Și uite ce mi se întâmplă mie și la câți nu li s-o întâmpla. Deci s-a duce asta cu boală pe mine, dă câte 700 de euro la țăranul care lucrează la TikTok România și ăsta îmi banează mie contul permanent, știi? Se sesizează ăștia din America și așa. Bun, eu o să le trimit un mail că m-am informat și am aflat cine de la TikTok România face mizeriile astea, sărăcia asta. Și nu știu, cred că trebuie să fie dat în judecată și el. Cum am dat în judecată atâția, vreau să-l dau în judecată și pe fraierul ăsta, că nu se poate așa ceva. Da, eu mi-am monetizat conturile numai pentru că o să se întâmple astea. Am avut eu 6 dolari, dar erau banii mei. De ce s-au dus dracu? Ia să plătești tu în instanță, firaia. Mă rog, mă calmez. Distribuiți TikTok-ul ăsta ca să... Lasă că vin cu informații. Cine e mizerabilul ăla care face așa ceva? Bă, mi-e scârbă, bă, de sărăciile astea care fac pentru 700 de euro așa. Pentru ăla care lucrează la TikTok România, ia bă, frate, ia, dacă ești muritor de foame, ia și te rog eu pleacă de acolo. Pleacă de acolo că nu e locul tău acolo, săracule.